Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, îi cere demisia bosului de la Pandurii, Marin Condescu. Este singura soluție pentru a aduce pacea la echipa de fotbal, este de părere Călinoiu. Normal că față de situația creată și principalul personaj al acestei acțiuni de a destabiliza activitatea din cadrul clubului Pandurii de Jiu, Marin Condescu, normal ar fi să-i dea demisia. În ceea ce privește acordul pe care Liviu Andrei l-ar fi încheiat, prin care se angajează să demisioneze din fruntea prefecturii București, Călinoiu dă asigurări că acesta nu există. Mai mult, liderul PSD Gorj susține că Andrei nu va mai ocupa funcția de manager general la Pandurii. Credeți că până la urmă va veni domnul Andrei la clubul Pandurii? Nu, părerea mea că nu e cazul. Situația în care situația financiară este așa cum este la clubul Pandurii. În atare situație când acționarul principal, cel care a asigurat cei mai mulți bani, deci finanțatorul principal, eu știu că n-am fost întrebat pentru acest lucru de a fi numit un manager și mai ales persoana domnului Andrei. Liviu Andrei a declarat că alături de trei acționari ai clubului Pandurii a semnat un acord prin care este pus în funcție. Pe de altă parte, Florin Cârciumaru a declarat că se retrage din AGA tocmai pentru că nu a fost anunțat de intenția lui Marin Condescu de a-l aduce pe Andrei la conducerea clubului.